tot, da. Pentru că locul este în administrarea acestui minister și aștept de la dânsul un răspuns astfel încât să găsim o soluție cu experții pentru a mări nivelul apei, pentru că ne pierdem o pierlă a Brăilei și sperăm ca acest lac să funcționeze în continuare, să fie ca și mod de promovare a județului Brăila. Am fost și la doamna ministru Pintea, la Ministerul Sănătății și am întrebat de acel ordin în care stațiunea să fie inclusă în ordinul stațiunilor balneoclimatice. Hotărârea de guvern este pe circuitul interministerial, are toate aprobările luate, mai sunt câteva de la câteva ministere, Ministerul Justiției și nu mai știu care, și va intra în următoarele ședințe de guvern. Și atunci vom rezolva și cu Primăria Chiscan modalitatea de a depune sau de a putea face proiecte europene, ținând cont că stațiunea va avea statut de stațiune balneoclimatică și poate atrage fonduri europene, mai ales pe partea de infrastructură, și aici mă refer la alimentare cu apă, canalizare și asfaltarea corespunzătoare a tuturor aleilor și drumurilor care sunt în stațiune, pentru a promova. Eu o să atrag încă o dată atenția și domnului primar Cojea și consilierilor de acolo, să se gândească foarte bine și să-și facă un plan de dezvoltare a stațiunii, dacă doresc, doar pe forțe proprii, dar le readuc aminte că deja Consiliul Județean are o hotărâre dată pentru o asociere și nu mai îi aștept să deci să iau o hotărâre, dar măcar să spună dacă mai rămâne în vigoare decizia sau nu. Pentru că toată lumea aruncă în spatele Consiliului Județean sau poate nu înțelege că una este dreptul de administrare și proprietate a ATE-urilor și altele sunt atribuțiile mele ca și președinte al Consiliului Județean. Eu le-am propus anumite soluții, dar se pare că nu sunt acceptate de primar și este rolul lor de a-și administra ce au un patrimoniu și un bunurile ATE-ului pe care îl păstorește.